Trepiedul Manfrotto GTX Pro are o greutate de 2 kg. Înălțimea minimă este de 9 cm, iar înălțimea maximă este de 142, respectiv 164 de cm, cu coloana centrală ridicată. Poate suporta o sarcină de maxim 10 kg. Picioarele se deschid în 3 unghiuri diferite și au un sistem de extindere a segmenților de tip twist. Modelul GTX Pro are un cap cu bilă foarte similar cu modelul Advance, doar că este ușor mai mare, și anume este modelul 496. Este foarte similar, are fix aceleași funcționalități, doar că susține o greutate puțin mai mare. Partea frumoasă a acestui trepied, cum vă spuneam, este faptul că se poate pune coloana centrală la 90 de grade, și anume desfacem rotița din partea stângă, da, ridicăm bara, în partea de jos avem un buton roșu pe care în momentul în care o aducem sus îl apăsăm și atunci coloana iese, da, și se pune pe orizontală în acest fel. După care ea poate fi blocată de aici și atunci practic ea stă foarte solidă încât putem pune un aparat foto ca să fotografiem ceva în format perpendicular. M-am gândit că cel mai elocvent pentru acest trepied Bfree GTX Pro este să fotografiem ceva macro, având în vedere că putem scoate coloana centrală și să îl lăsăm până la 9 cm. Și am găsit aici o floricică, nu știu cum se numește, dar important e că o să facem o fotografie macro ca să vedem cât de stabil este trepiedul. Pentru a face câteva fotografii macro am pus un obiectiv 50 de mm Sigma de la Art 1.4 și am pus două inele adaptoare pentru macro. Trepiedul stând jos acum este pe frunze, dar este destul de stabil, adică și aparatul dacă îl mișc, da, cu putere, el se mișcă. Însă în momentul în care apăs butonul ca să fac poze, după cum vedeți, trepiedul nu se mișcă. Practic asta ajută foarte mult la fotografia macro. Am pus trepiedul în unghiul intermediar la picioare ca să putem pune coloana centrală astfel încât să facem fotografii perpendiculare și după cum vedeți, trepiedul este destul de stabil, aparatul nu cade, da, chiar dacă îl ridic. Acum stabil în condițiile în care fotografiem pe frunze, dar și dacă mișc puțin aparatul, da, văd că el este destul de solid și haideți să facem și câteva fotografii. Acum o să ridicăm la înălțimea maximă ca să vedem ce stabilitate are cu tot cu cameră. O să-i desfac toate picioarele, las deocamdată coloana centrală în poziție. Se pare că terenul din pădure e un pic instabil, da? Ceea ce face ca trepiedul să nu stea perfect pe picioare, dar putem să-l lăsăm puțin de aici ca să-l punem într-o poziție mai dreaptă puțin. Dar pentru că avem terenul acesta, putem să atașăm o greutate, adică să luăm rucsacul și să-l punem în cui, cum ar veni, aici în lateral. Și dacă atingem aparatul, da, îl mișcăm cu forță, da, el se mișcă din cauza terenului. Dar dacă doar îl atingem, adică ceea ce se întâmplă în momentul în care declanșăm cu timp lung de expunere, da, se pare că aparatul stă destul de bine. El are aproximativ 1 kg, 1 kg 200. Desigur, dacă luăm și îl mișcăm, da, ca la orice trepied ridicat la maximum, nu va avea stabilitate. Deci ceea ce e clar, dacă vreți să faceți mișcări complicate cu acest cap cu bilă pentru video, nu va fi foarte recomandat.